prima parohie românească din Scandinavia, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm, Suedia, și-a sărbătorit astăzi hramul. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. În cuvântul rostit, ierarhul a vorbit despre importanța comuniunii în rugăciune. Și anul acesta ne-am adunat la prezunirea hramului primei parohii românești din Scandinavia, o de Sfântul Mare Mucinic Gheorghe, purtătorul de biruință. I-am pomenit la Dumnezeiasca Liturghie pe toți cei care sunt în neputința a sufletului și a trupului pretutindeni, pe înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen de la Suceava, pe alți părinți și pe alți frați și surori care sunt în suferință in infectații cu COVID în episcopia noastră și în alte locuri. Însă, ne bucurăm că am putut da slavă prea milostivului Dumnezeu pentru că mulți dintre cei care au fost bolnavi s-au tămăduit. Primim pe toate mijloacele de socializare ale episcopiei noastre sute și sute de nume ale celor care sunt necăjiți și întristați pentru că nu pot participa la Dumnezească liturgie în țară și în alte locuri noi cei care ne putem aduna mai puțin, e adevărat, în jurul altarului euharistic, aici în Europa de Nord, îi pomenim pe toți și dimineață, i-am pomenit pe fiecare, după numele său, încredințat spre pomenire. Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm a fost înființată în anul 1971 prin purtarea de grijă a Patriarhului Justinian Marina, Fiind prima parohie românească înființată în peninsula scandinavă.